După o sâmbătă mohorâtă, cu o mare agitată și un vânt care a pustit plajele, astăzi s-a arătat iar soarele prin stațiuni, unde încă sunt în vacanță mii de oameni. Mulți au așteptat special să intrăm în luna septembrie, când hotelierii se întrec în oferte, în speranța că vor putea să prelungească sezonul. Astăzi, soarele plăcut de toamnă n-a mai fost scump la vedere. Apa era cât de cât călduță, iar tarifele hotelierilor de două ori mai mici ca în vârf de sezon. Raportul calitate-preț, da, este destul de bun. Prețurile sunt undeva cu 60-70% mai mici. N-aș veni în lunile iulie-august. La un hotel de 4 stele, undeva la 200 de lei pe noapte, mi se pare destul de rezonabil. Unde în sezon e 500-550-600. 20 de grade Celsius au înregistrat astăzi termometrele pe litoral, iar apa mării are doar cu 2 grade în plus față de temperatura aerului. Așa că nu e de mirare că sunt foarte puțini cei care au îndrăznit să încerce astăzi apa mării. A fost o baie scurtă, așa văd, nu? Da. Cum este apa? E plăcută, chiar e plăcută. Din dimineață s-a încălzit. Ca să își umple timpul, câțiva tineri s-au gândit să-și construiască o piscină doar a lor pe mal. Să facem o mică piscină. Așa? Cu apă din mare și să stăm în ea. Mai cald apa. De pe cele mai multe plaje, șezlongurile au fost strânse. Sunt însă câteva zone în nordul stațiunii Mamaia, de unde mai puteți închiria baldachine. În aceste condiții, dacă mergeți la mare, n-ar strica să vă luați în bagaj cearșaf sau o rogojină. 15 lei e cel mai ieftin preț pe care l-am văzut pe litoralul românesc. Și o porție de hamsie mai mare. Deci 15 lei stai toată ziua. Și dacă îmi vine un grup mai mare, jumate plătesc, jumate nu plătesc. Începutul de septembrie a trimis pe litoral doar 10.000 de turiști. Hotelierii și-au redus considerabil pretențiile și speră să mai aibă oaspeți măcar până la jumătatea lunii. La momentul acesta, camera este 350 de lei și apartamentul este 450 de lei, cu mic dejun inclus pentru 2 adulți. Tot acum se derulează și programul Litoralul pentru Toți, prin intermediul căruia găsiți oferte convenabile la hoteluri de 2, 3 sau 4 stele pentru pachete de vacanță de cel puțin 7 nopți.